Ce faceți, cum sunteți? da. mi am verificat tensiunea și cumva mi cam foarte ridicată. Foarte ridicată, adică ce ai vorbim aici, cred că de-aia îmi stă poroșa. Cred că de-aia îmi stă așa. Că vedeți voi, mă mai treabă lumea, Naomi, și ți pui în păr. Ce să-mi pun în Stres și nervi. Aia îmi pun în păr. Aia îmi pun în păr. De-aia îmi stă așa, băi. Unde vedeți voi gel? Nu, no, nu, no, nu. No. Aici ați nervi și crește așa, Și E ca și cum bagi mâna în priză și trrrrrr. No, așa mi e tensiunea acum. Cât despre paparații ăștia creștini, care se uită la tricoul meu, că parcă văd, da, uite la nou cu ce tricou. Mă, pentru voi l-am lăsat să mi-l călcați voi. Voi îmi călcați-mi tricou. Dar nu meritați. Meritați să puneți mâna pe tricoul meu, că vedeți voi, după aia îl spurcați. Și o să alergică. Am atâtea alergii de nu mai știu ce să fac. Deci voi să-mi călcați tricou. Unii dintre voi care lăsați comentarii de artific și de inspirații care sunteți, nu meritați să încălcați tricou. Așa că treceți peste și tricou și ascultați ce am de spus. Pentru oamenii care își pun încrederea în mine că sunt o persoană, nu știu, bună și așa mai departe, nu că n-aș fi. Dar dacă video de astăzi îl găsiți un pic am spicy, asta e. Dacă vreți să dați un subscribe, apăsați și când apăsați, nu numai cu un deget, cu toată mâna, dați așa, vu și dați un subscribe. Că eu nu fac video pentru bani sau pentru nu știu ce. Dar dacă o să fac bani, vă anunț. Da? Bun. Dar acum situația în felul următor. Eu, Naomi Mureșan, fata asta cu părul electrocutat și cu mască. De ce eu porți mască, Naomi? De ce porți mască? Oare de ce purmască? Ca maxilar la față, da? De ce purmască? Da, da, da. De ce ești așa, Naomi? Păi de ce? De ce? Care cine să mă tundă? De ce? Să le fac mai ușor și mai să le facilitez terenul de fotbal la păduchi din cap, că vezi că dacă ți părul lung, cum să se mai joace păduchi fotbal? Nu se poate. Trebuie să fie scurt. Nu? Că eu din cât mi-aduc aminte când eram mică și făceam păduchi, sau vai de mine, Doamne, voi n-ați avut păduchi, măi mă, perfecților de după ecran, că în voi zace toată perfecțiunea. Voi nu știți ce să ia păduchi, nu? Voi n-ați avut păduchi. Mă, interesant, numai eu am haine necălcate, numai eu am halat, numai eu mănânc și grasă, numai eu am păduchi, numai eu am antenă, bine, antena asta chiar când numai eu am, numai eu, numai Naomi, voi ăștia care vă credeți perfecți de după ecran sunteți spotless. Mă nu vi roșine. Nu mi asta cu păduca, mi-am -mi tuns mă părul mă ca să aibă păduchi, să se joace fotbal, să aibă, să le fie mai ușor, ca și iarba. Pe păi cine se poate juca pe un gazon cu foarte mare? Nu, no, trebuie tuns. am părul așa tuns, mă. Să facilitez procesul de fotbal pentru păduchi. Și lingin sau nu, voi nu no, știți, nu, no, nu, no. nu. Nu știți ce sala, că voi nu mai vorbiți limba română, mă. Are în engleză cum să spune education? În germană cum să spune șaiză? Cum să spune în alte limbi la păduc? Că poate voi chiar nu înțelegeți limba română. Trecem. Next. Bun. Video asta o să fie o concluzie la cele două conversații pe care le-am avut cu pastorul David Cornel de la Biserica Muntele Sionului. Frate, pastor David Cornel, te uiți, nu te uiți, nu știu că sincer să spun, nici nu ce cred. Așa. s auzit, nu? Sper că s -a auzit. Am zis că nu mai vorbesc de în, în contextul ăsta de familie, numai că trebuie să fac o concluzie. Adică după ce fac concluzia, nu mai vorbesc, știi? Dar trebuie să fac concluzia. Că altfel, stai mă cu că prin semnal. Nu ți că prin semnal. Antena asta nu vrea să stai culcat. Deci video ăsta reprezintă o concluzie în legătură cu cele două conversații pe care am avut cu pastorul David Cornel, adică videourile pe care le-am postat ieri, da? Cu alea două înregistrări. Bun. O să începem ceva mai soft. Când zic asta, mă refer la faptul că video ăsta o să fie împărțit cel puțin cumva în capul meu în trei secțiuni. Bine, normal, ar fi în patru, dar sper să nu uit a patra secțiune. Prima secțiune e vorba despre concluzia mea și părerea despre pastorul David Cornel. A doua, că am zis că începe mai soft. A doua, secțiunea le include pe Ioan Mureșan, rebotezat de mine Joana. A treia secțiune include pe Vetuța, deci cu cât urc în grad, cu atât e mai grav, voi să știți, da? Și a patra, ă, oamenii care lasă comentarii. Poate eu o să uit de asta, că acum, le, acum știu ce vreau. Adică știu astea patru secțiuni, dar când mă apuc și vorbesc cumva, știți, te prin nervi, te prinde curent, tu tensiunea și cam uiți. Dar cel puțin în trei secțiuni e împărțit. Adică e împărțit video ăsta. Începem cu soft, cu pastorul David Cornel. Urcăm gradul de severitate la Joana și mergem ultima dată la vetuță. Cum a poate vă întrebați, fai de minimă, dar cum a pus-o? Cum a pus-o pe mamă sa ultima, ca și cum cea mai gravă din situația asta? Cum a pus-o? Că doar tată să o trebuia să fie. Nu, 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 vă explic. Vă explic. Așteptați-vă că astăzi o să mai adaug dezvăluiri la pilda mea că bine o să cine spus. Cred că o spus vreo trei, patru persoane, Naomi, ne pare rău prin ce ai trecut, bla, 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 dar am simțit că n-ai zis Da, n-am zis tăt. Da, n-am zis, zis, numai un pic, dar acum mai adaug. Și de mă nerviază cineva și după asta. Stai cu minte, dragul meu. Stai cu minte. De mă nerviază cineva și după asta, fac mai multe dezvăluiri. Așa că nu mă nervați. Bun, începem. Care este părerea ta, Naomi Mureșan, despre intervenția pastorului David Cornel în legătură cu problema pe care ai adus-o la cunoștință. Care este problema mea? Acum răspund! Care? Păi că vă spun eu care. Nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi. Știi, adică... Cred că de asta am fost constipată în ultimele două zile, da. Abia astăzi, doamne, am e bine când te duci, mă, e bine când te duci la toaletă, că nu... Vai, nu știu, când mi-e greu și-s constipată, mă te gândesc la Serios, dar când eu mă la pastorul, care mi-e chefă și la gabi cum să... Bă, când vezi că nu te masezi pe burtă și apeși și te duci la baie, adică... Știi? Da. Bun. Părerea mea e felul următor. Ați auzit, da? Ați auzit conversația înregistrată între mine și pastor. Așa cum a scris în coment, în, în, primul comentariu pe care l-am lăsat la fiecare video, sunt să menționez și verbal că pastorul nu știut că e înregistrat. De ce? Pentru că n-am vrut să vă schimbări comportamentale la el. Adică, dacă aș fi spus, sigur nici nu vorbea cu mine. Sau dacă vorbea, poate adopta o altă atitudine. Cu siguranță, nu că poate. Așa că, așa am învățat și la facultate, când mă duc și eu interviu pentru dizertație, să nu zic să nu plănuiesc tăt, adică să nu descopărtă planul. Mai mult să fie la mine, cel care intervievez, nu tu știi? Și atunci eu cam am aplicat și am învățat la școală cu șușta asta. Bine, nu m am învățat să am telefon cu bandă și alea, alea. Nu! Am aplicat numai unele chestii. Înțelegeți voi. Bun. Sper că ați înțeles că au fost două conversații. Una, când l-am sunat pe data de șapte, cred că pe șapte azi, 9. dacă greșesc câteodată la date, eu măcar vă zic zile, știți voi. Uh, pe data de șapte, ianuarie. Da, cum a care a trecut. A fost prima conversație în care eu i-am adus la cunoștință acestui pastor cu care țin să menționez că n-am avut niciodată contact, niciodată în viața mai n-am vorbit cu el, doar atât a știu că e pastorul la Biserica Muntele Sionului din Irlanda, Dublin. Și aia a fost prima dată când am vorbit cu el. Și am adus la cunoștință problema. A doua conversație e cu rezultatul pe care l am obținut. Acum, pastorul David Cornel, am promis că nu mai vorbești despre dumneata, trebuie să fac concluzii și după aia mai, da? Bun care chestia. Părerea mea despre dumneata e felul următor. Că o să încerc să fiu ceva mai soft, că cumva știi, mi tale te-ai terzat așa, pac, într-un bumerang. Asta pentru că n-ai vrut să asculti o ce s-a întâmplat, dar în fine. Cumva ai fost capilat. Știi? Bine, eu acum nu mă lăs influențată, influențată, de comentariile de pe YouTube. Mă refer cu Pilat, cu Ana Șcafa, Nu, că astea deja am apucat să le zic la ceva înainte ce să scrie comentarii. Cumva, frate, Mitali a fost ca, ca, ca Pilat, știi? Așa. Fac și nu fac. Fac și nu fac. De deci ce spun asta? Pe vestul, frate, când te-am sunat, deci când te-am sunat, Mitali, n-am cum să zic că ai fost în stare de ebrietate, că n-am cum. Că, dar Mitali, ești pastor. Deci n-am cum nici să-mi permis să presupun că ai fi consumat alcool. Deci ai fost treaz. Da? Eu în timp ce încercam să-ți aduc la cunoștință ce s-a întâmplat, Mitali, eu așa te-am simțit, te-ai eschivat. Și cumva căutai să te tăt, știi să te tăt Nu mai eu când mă joc tenis de masă, nu pot să zic că mă gândesc, că cumva îmi vine din reflex. Vine mingea în partea mea, pac urat, și o și dau în altă parte, pac vine, pac o dau dincolo. Cam am un scop, vreau să câștig. Nu așa și mi a făcut cu vorbele, numai că eu te trebuia să te aduc înapoi. Adică, Prima dată o luăm așa. Sper să nu uit că am de făcut câteva mențiuni. Și vreau să-ți înșiți scurt video pentru că, nu, no, totuși, să nu se plictisească oamenii, dar de oară sigur îl fac. În primul rând, când ți-am spus că, nu, no, pentru ce te-am sunat și așa, și am nu mai pot să zic că nimeni că mi că înregistrez acolo, apoi Italia, a zis că de ce nu te-am contactat așa prima dată, că din mediul online, știi, ca și cum eu am greșit, că nu te-am contactat personal. Bun, îmi accept vina. Acum a zis că mă accept vina așa doar ca să simplific conversația. Să zicem că eu n am fost înțeleapt. Da, Mitali? Pierdeai ceva, frate? Dacă mai fi contactat? Că vezi, Mitali, am, nu mai poți să spui că... Că vezi, în video ai spus așa. Că n-ai no, luat în considerație, că totuși ce în mediul online... Bine, bine, dar când o venit vetuța și ți-o zis că e adevărat și nu adevărat ce am spus? Când și că ai vorbit cu fratele meu care se pare că la mitali îți spune una și mie îmi spune alta, îmi pare rău, frate meu. Îmi pare rău că lui tu i-ai spus că noi toți am fost bătuți la fel. Ți-o pomeni numele, frate meu. Ți-o pomeni numele când o zis că ai vorbit cu el și ai spus că pe toți ne-o bătut la fel, numai că eu am rămas mai traumatizată. Când te-am întrebat pe telefon și dacă te uiți la video asta, te sunt și știi cine ești, când te-am întrebat pe telefon, mă, tu chiar crezi că ne-o bătut pe toți la fel? Nu, nu, am micuși pe toți la fel, normal că ne-o bătut la fel. Dar eu când îți zic că mie îmi spui una și la spui alta, mă faci pe mine că mint, mă faci pe mine că nu știu ce. Acum ce mai spui frate meu? Când i-ai zis la pastor că pe toți i -o bătut la fel. Numai că eu am rămas mai traumatizat, a tu colo. De că eu am probleme psihice. Bun. Frate pastor, ți-o spus vetuța că îi și nu e adevărat? Ți-o spus frate meu că totuși ne-o bătut pe toți? Schipui în partea că la fel? Puteai atunci să iei o inițiativă. Când fratele meu ți-a spus, puteai să zici, mă, dar dăm numărul lui soră Dacă chiar ai fi vrut să te implici. N-ai făcut. -o. Și ai spus și la telefon că nu, no, dacă nu te-am contactat așa, că dacă te-aș fi contactat, erai oricând disponibil. Bun. Bun. Trecem pe asta. Mhm. Nu, no, acum eu când te rugam și te întrebam ce, adică, ce ai face Mitali în situația asta, dacă merită mustrați, Mitali mă tot învârteai că el nu-i membru, că nu știu ceva. ba da frate, un om, citește-te rog frumos din nou, regulile, termenii și condițiile de la legislația asta voastră pe care vă puneți creștin penticostală, a cultului creștin penticostală și vezi ce scrie acolo. Dacă un om se duce nu știu cât timp la o biserică, și aici eu nu vorbesc de o săptămână, două, trei, Omul ăsta a venit de cel puțin 12... Ce 12 ani, mă, că eu am, eu am peste 14 ani în Irlanda. Omul ăsta a venit înaintea mea în Irlanda. Oamenii bun, gândiți-vă că omul ăsta are de cel puțin 16 ani la biserica Mutilesionului. Și totuși, totuși, pastorul David Cornel, ce spune? Ce ai spus, frate? Că un pastor sau conducerea nu știe intenția omului care vine la biserică dacă nu o declară în scris. Pardon? Adică, eu, poate comparația asta vi se pare bizară, dar mie mi se pare exagerat și zis pastorul. Adică stai un pic așa, știi? Eu mă duc pe drum și văd un adult că violează un copil. Dar adultul când comite violul nu străgă, vreau să te violez, vreau să te violez. El doar violează. Eu ce fac? Nu fac nimic, stau cu mâna în sân, că doar îl aud eu că zice că vrea să-l violează pe copil. Nu, nu, domnule, el doar îl violează. Nu, așa ai făcut tu, frate. Ai stat cu mâna în sân. 16 ani, bine că mi tale nu ești pastor de 16 ani. Dar mi tale numai la biserica aia ți-ai dus în mare parte, că de-aia și pastor acolo, că trebuie să îndeplinești dita mai ai cerințele ca să fii pastor. Aici nu mai vorbim de ea care dau șpaghe, Nelu, Filip și... Da, da, nu, 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 lăsăm ca să nu le amestecăm. No, Mitali l-ai văzut de atâția ani pe omul ăla. Mitali din Bebeluș, te a făcut mare. Și l-ai văzut și totuși mi-ai spus că nu pot... Nu, nu poți să-ți exerciți autoritatea asupra lui că, în primul rând, ce ai zis? Că nu e membru? Că nu știți dorința de șobă ăsta de 16 ani cel puțin mere acolo, ai stat așa. Nu. Și, în al doilea rând, ai zis că nu-ți poți exercita puterea asupra lui, adică mă referă autoritatea creștină religioasă pe care ți-o oferă Biblia și, adică, Biblia, regulamentele voastre, pentru faptul că, dacă el nu acceptă, dacă el nu știu ce pă frate, când poliția să duce și -o prinde un violator, un pedofil, un proxene, ce îi spune? E, auzi, băiatul, hai să te gelezi prima dată. Vrei și o vodcă? vrei un 500 de jack sau cum să mai spune? Oare ce să cer ai cu gheață? Nu mai știu cum zice ce băuturi care ce că să cer așa cu gheață, cu bloc. Știi? Și așa face poliția. Și după aia îi spune, știi, dar Vrei, te rog, să ocupi un loc, dar numai dacă vrei, că dacă nu ne punem noi pe post de scaun și pe urmă calcă-ne pe noi în picioare autoritățile și pe urmă vorbim dacă vrei, dacă nu ne poți găscări. Ne jucăm de-a căluțul, de căluțul, de -căluțu, de -căluțu, că așa ne mai jucam când eram mici. Ne puneam unul pe spațiul alt, hai, Căluț. așa face poliția. Sau să duce, când vede că are loc o crimă, să duce și pac cătușele la sediu și o altă persoană autorizată îl interogează și de acolo, bla, bla, bla. Păi frate, și să zicem că nu știi de intenția lui dacă vrea sau nu vrea să fie membru de de 16 ani, trecem peste. Totuși, s o confirmat fratele meu că ne a bătut pe toți la fel. Nici măcar atunci nu te-ai dus frate, că eu din conversație am înțeles clar că Mitali n-ai vorbit deloc cu el. Chiar Mitali a spus că ai vorbit o dată sau de două ori atunci când s-a accidentat și-o băga și-o rube cu tot cu șurubile alea, nu știu cum Dumnezeu le-o spart ușa când mi-o spart capul, că oameni buni. El când mi-o spart, el când, până să vine să-mi spargă mie capul, stați un pic așa. Eu cred că Joana ăsta, tata nostru, eu cred că el a fost boxer de meserie și noi n-am știut. Frații mei, surorilor, întrebați-l mă pe ticăto. Ăsta a fost boxer sau ce Dumnezeu a fost, că vedeți voi oameni buni? Cred că trec cu video de -o oră, dar nici mă interesează. Păi el când o spart ușa să intre la mine, deci el până să spargă capul, nici nu boxer ăsta, a fost din ăsta desfundător de canalizări. El prima dată o spart ușa de la cameră. Oameni buni, ușă tare? Nu vorbim aici de uși făcute din lut, din paele lui Sus din Nazaret? Nu! Ușa din lemn. Omul ăsta când o da două sau trei picioare, pe ușa aia s-o spart. El prin ușa spart-o intrat. Gândiți-vă că la momentul respectiv, el avea cel puțin câțiva ani, cu din alea în picioare, că ce o fi căzut, nu știu unii lucrând în construcții, o căzut și i-a pus piciorul, i l-a pus în gips, după aia l-a pus în tijă, după aia o băgat, nu știu și pe acolo. Cu... Da, cred că de acolo a avut puterea asta, Bă, ăsta a fost ca robocop. Nici o trebuie să dai cu piciorul, ridicat, m-au țintit și trrr, pac, s-o băga acolo într o spart. După ce o spart ușa, o intrat, o luat chiar și mi-o spart cap. Duc, când zic că mi-o spart cap, nu mă refer că Știi că ole de Paști, Hristos a înviat. Nu, nu, nu. Eu n-am făcut Hristos a înviat cu cheia lui de la mașină. Mă, mă, nenorociților din spate care vorbiți să despre mine. Nu! El nu a zis Hristos a înviat, hai să te pup, Naomi, nu. El după ce mi-a spart capul, băga cheia, mi-a intrat toată în cap. Toată mi-a intrat în cap. Am căzut de durere și a început să dea cu picioarele în mine. Și el nu-și mai duce aminte. Dar ajunge-mi vedea la geam. Și nici mai știu ce am vrut să spun cu asta. Așa. Și el a fost bolnav, oameni buni, totuși o reușit să spargă ușa, o reușit să mă bată. În fine. Adică, Mitalia a zis foarte scurt. Că știi, noi n-am prea vorbit cu tine, că tot numai atunci când a avut accidentul ăla, e vorba despre când au căzut el și o au băgat ăștia tijă și așa mai departe la picior, sau la picioare, că mă punea să picioare la picioarele acasă în săut, de viața mea. Că nu știu cum, Dumnezeule, numai de mine îi plăcea, că nu. No de Daviduc și este ruca, nu-i plăcea, vorbezi și azi mai mici decât mine, că noi trei am fost ceva, nu are rost. Și Naomi trăiești la picioare. Și făceam, dar oameni buni, câteodată te mai la cu limbrici, te mai la cu costipeșă să stai în masă frești la da, o picioare. Și apoi când mă mai opream, că eu credeam că el dorme, când mă mai opream, te mă fă masaj ca genot și dauna și mă și oricum, nu că Ăsta făcea niște abdomeni, nu că semi și nu știu cum, nu, el dintr-o dată, din așa, era tot pe mine ca șuliu. da? Bun. Deci, mi tale recunoscut că n-ai vorbit cu el numai o dată sau de două Asta rezultă faptul că, sau putem să concludem faptul că, dumneata, nici după ce ți-o spus vetuța un pic de adevăr, nici după ce ți-o zis fratele meu un adevăr vopsit de el, vopsit pentru că o zis că tăți am fost bătut la fel și mie mi-o recunoscut că nu ți am fost bătut la fel și dacă nu recunoștea, eu știu că nu ți am fost bătuți la fel. Mitali totuși l-ai vorbit cu joa. În fine, trecem next, că vreau să termin cu tine odată, să mă duc la știa, că deja nu mai pot în pușcă. Glanda, am și eu cu glanda. Uf, ia e grasă că am cu glanda. De acum când mă uit în oglindă, o să vorbesc cum mine, să fac terapie, să zic, na au o -e grăsuțo, glanda, e ta. n no, mi grăsuțo, bun, trecem next. Am apelat la tine, frate. Am apelat, te-am sunat, ți-am adus la cunoștință ce s-a întâmplat. Și când am văzut că te schivesc, ai crede că n-ai crede. Că totuși, na, știi, cum să fie adevărat și zic eu, cumva și va de genul, cam așa o ai frate. Ba, ai menționat de vreo două, trei ori că oricum asta s-a întâmplat de mult și eu te-am întrebat, frate, dar ce vrei să spui cu asta că s-a întâmplat de mult, ca și cum nu are rost să mai vorbim? La care mi-a tale că te și treze și spuneai, nu, 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 eu n-am spus asta, dar ce spuneai, frate? Ce spune asta? Că întotdeauna când noi spunem ceva, avem o intenție să ne. Adică, intenția noastră e să ne explicăm, să argumentăm, să vorbim, să dezvoltăm. Adică, dacă eu spun că am păduc, nu zic că am păduc și rămân acolo, zic că am păduc că șmecheră. Adică, mai zic ceva după aia? Mă înțelegi, frate? No, bun. Trecem peste. Că e de mulcă. Bun. No, acum, când am văzut că crezi, că nu crezi, am început să spun ce s-a întâmplat în România. Deci eu ți-am spus prima dată că mi a spart capul cu cheia, că m-o călcat pe burtă și mi-o dat și că un frate de-a meu interveni, că dacă nu intervenea mă omoră și așa mai departe și după aia ți a mai spus și s-a întâmplat și în România. Că m-o băga cu capul în oale cu mâncare fierbinte, că m-o băgat cu... Că mă băga cu capul în oala cu ceapă, că n-aș să zic eu când e călită, că el să-mi zic și înseamnă călită, o să-l la mine și când a văzut ca mar, m mă băga cu capul acolo. Așa. Ți-am zis că ne călcam picioare, ți-am zis că ne bătea cu curaua din adică mă bătea în special, că eu cum nu fugeam. O luam pe caujă. cred că de -aia și un pic mai pufic, eu așa am, na, știți, așa am pic mai catifelat, așa am pic, no, că ce să faci acum, nu știu din cauza grăsâmii, glande sau, nu știu, să ne întreb un pic aici pe Caleb, dar trecem, revenim. s uh, am spus că ne, mă bătut până mi s-a umflat carnea pe mine, n-am putut să mă duc la școală vreo patru zile ceva de genul, că era carnea umflată pe mine. Deci, oameni buni, era carnea umflată pe mine. Voi vedeți grăsimea acum. grăsimea mea e ca un părete care se vopsește și se face schimbul drept. Da, acum nu, uite. A, dar atunci nu era așa. Atunci așa mergea. Știi? Cum te duci când te dai cu sania. Și tot așa te duci pe dealuri și costâșul. Așa mergea pe mine. Indiferent unde mă atingeai, față, gât, umeri, picioare, nu știu fundul, doar cum nu eram așa bazat atunci, că de era măcar era mai bine, dar nu. Numai după aia m-am dezvoltat, că nu. Știi? Și ți-am spus, frate, și te-am rugat frumos dacă poți să iei legătura cu ei și să vezi ce rezolvi. Și dumneavoastră ce ai zis prima dată? Că o să încerci, da, dar dacă nu intervine altceva. Păi, na. Și eu te-am rugat totuși să o consideri o prioritate. Bun, mi-ai făcut asta. I-ai sunat și ai revenit. Bravo! Bravo! Dar stai un pic așa, stai că... Frate, știi cum e? o scălită și de neamurile astea mele. Că de mă nervează de le dau numele, da, e de viața, apă că le dau numele, mă dă tapuc și dezvolt, că doar ce? Dezvoltam, nu? M-am săturat în special de neamurile lui adică lui... Mamă, când i auz... Mm. mm. Pașa două. Că am impresia ca orgasm. Băi, frate, am impresia ca orgasm. Cam așa ai vorbit și tu, frate. Cam... Nu zice nimeni să vorbești ca mine. Nu zice nimeni să vorbești ca mine, că nici eu nu vorbesc așa tot timpul. Dacă acum am tensiunea, mi-i părut curentat. Dar, frate, pe mine nu mă poți induce în eroare cu faptul că te-ai tăt repetat la telefon a doua ori când m-ai sunat, te-ai tăt repetat la telefon când nu, totuși, e fost să se întâlnească cu tine. Mă, asta e o cerință? Când mergi la biserică și ești penticostal că trebuie să-ți transform vocea, să mor eu, că eu nu, nu, eu nu, eu nu m-aș încadra niciodată. Pe păi eu n-am cum să mă prefac, adică păi eu dacă m-aș preface, dau un, nu știu, ai, îl pe cale, mă, m-aș umfla rău de tot dacă m-aș preface, nu poți, n -ai. nu, nu. Mitali, ce crezi, frate, că dacă m-ai sunat și tăt, ai încercat să mă combini, că știi, că nu, că totuși ei ar vrea un păcare, dacă s-ar putea, dacă frate mei, nu asta îmi trebuia. Mie mi-ar fi trebuit, Mitali, să spui ce s-a întâmplat și pe urmă ce ai făcut, Mitali. Eu nici nu te-am mai întrebat ce ai făcut după ce ai ascultat. Pentru că nu mai ai avut rost, frate. Pentru că nu ți-ai făcut treaba cum o trebuit, frate. Numai faptul că ai pus mâna și te-ai și te -ai dus și ai vorbit cu ei în biserică, după biserică, nu înseamnă că ai făcut tot ce o trebuit că am și eu ca cârcotașă. Eu cred că mitale chiar -a nu și a vorbit vorbi cu ei că ți era cumva să nu te cu mine la biserică, că sincer îți spun că am ăsta mi-era planul, știi? Dacă nu mă sunai duminică, postam oricum video la primul și apoi pe urmă cealaltă duminică, așa nite vinea frate că zic, vineam cu telefonul, dar nu știa mitale și nu știa nimeni și vineam și apoi, frate, așa registrau și apoi puneam pe YouTube, că mai nu trebuie să fii paparații ca să te, nu că să te creadă lumea, sam și o dovezi în instanță. Știi că? altfel n-ai, frate! Nu că aș avea nevoie de la un pastor, dar totuși eu le zic că oameni buni am încercat și cu ce ăștia, dar degeaba! Mitali, -ă, ai vorbit cu ei cred că numai așa, când m-ai văzut cu mâzuri, ai de mine, mai bine mă duc și vorbesc cu ei. Pentru că de ce zic asta, frate? Mitali, și când eu încercam să spun în a doua conversație că totuși ei nu și-au cerut iertare cum trebuie, totuși nu să recunosc! când te-am întrebat, frate? Chiar era să uit de asta, și asta e ce era așa de pe tort, în privință cu deschiderea Când te-am întrebat, frate, pastor? După ce mi-ai zis mitale de fapt că o recunoscut Joana că mi-o spar capul, dar numai atât o recunoscut. Nu că mi-o mai dat picioare și așa, care s-o continuă atât după ce mi-o spar capul. Ți-am zis că nu o recunoscut tot și că nu mi se pare ok. Te-am întrebat așa. Cine nu mă crede, dați înapoi și ascultați a doua conversație. Am zis, frate, dar ce s-a întâmplat în România, i-ați spus? Sau numai despre o ăsta cu cheacă? Până la urmă nu s-a rezumat toată violența la o, un cap spart de oche. Adică de ok mânată de satanistul ăsta de geor. Ce ai zis, frate, imitare când te-am întrebat? Ai să așa mai cu jumătate de voce și după aia și-a schimba subiectul, că nu. Cam așa ai zis, frate, fii să vezi, pe da, deci eu te-am întrebat, frate, dar numai despre care l-ai întrebat. Dacă recunoști ce s-a întâmplat în România, nu? Că eu ți-am spus ce s-a întâmplat în România sâmbătă, nu? Sau... O fost mult, frate, să-ți minte că... Totuși eu am vorbit sâmbătă seara cu Mitali. Următoarea duminică, deci nu ca și cum eu am vorbit în sâmbăta de Crăciun cu Mitali. Și dumneatale în prima duminică de Paști, ai avut conversația cu el. Nu! Eu în seara asta am vorbit cu Mitali mâine dimineață cum a fost, Mitalea a vorbit cu ei. Cum să face, frate, că dumneata le -a să ce să răspuns? Când eu te întreb că l-ai întrebat și de celălalt, dumneata le-a zis, păi noi numai de atâta mi-am adus aminte, dar totuși ei vor un păcat. Ha? Ha? Uh. Ui, că fac eu că... Ca... O zis că-mi plângam harul și disper. Când văd cum am o dau al în Alzheimer numai când vor ei. Oh, da, nu mă lăsa Da. Frate, fac pauze la mi-e bun că atâtea îmi vine, atâtea, atâtea, atâtea îmi vine, îmi vine, amul să zic vine, știu. Trebuie să fac pauză, că... ah, inspir, expir. Inspir, expir. Frate, tocmai dumneatale mi-ai zis când te-am sunat prima dată. Că dacă te-aș fi contactat telefonic, cum a făcut-o acum, ai fi intervenit și ai fi disponibil. Și chiar rugat, pe, chiar mi-ai spus în a doua conversație că dacă mă mai puteți ajuta pe viitor să apelezi, ce să apelez, frate? Frate, hai să spun o treabă. Eu, în profesia asta mea, cam am de lucrat cu avocați, contabili și așa mai departe. Unii mi-s parteneri avocați, alții apelez doar că e pentru client. Și vezi, mi frate. Îți dau un exemplu între doi contabili. La, pe unul, când l-am atenționat că o greșit, dar într-un mod civilizat și ok, în scris. O zis, sorry, Naomi, un irlandez. Îmi accept greșala, am făcut cum ai spus tu, pentru că mi-am dat seama că o greșit din unele le calcule, eu nu sunt contabilă, dar asta nu mă face să nu înțeleg un pic cifrele, stați un pic așa. Celălalt contabil, un român, ca să nu-i dau numele, dar mă mai nervează și la când îi pușc o dată numele aici, nici are rost, că până la urmă ce mă interesează, adică am și dovezi, îmi spune că ce, că, că deja trebuie să-mi schimb No. Contabilul la care vorbim la cu mine, eu am terminat treaba A terminat -o. Ăsta care s-a recunoscut, încă continui să lucrez cu el. De ce? Pentru că eu nu accept oameni prefăcuți sau oameni care... Bu, de degeaba mi a spus mie în a doua conversație că... N oameni, oricând mai ai nevoie, pot să... Doamne, când ești nu mă pot preface că vorbesc așa, nu, deja... Oricând ai nevoie, știi, poți să apelezi la noi că e ok, că te ajută. Și eu ți-am spus, ok, frate, nu mulțumesc, doar de a fost nevoie, că n-am mai vrut să dezvolt subiectul, că nu mai avea rost. Păi, frate, cum poți, Mitali, să-mi spui sâmbătă în prima conversație că dacă aș fi apelat telefonic dumneata mai fi ajutat, vezi, doamne? Când eu, de fapt, îți spun numai unele chestii, prin, adică cum m-a tratat Joana în Irlanda și în România, dumneata în cealaltă zi vorbești cu el și, de fapt, mai mult de jumate ai uitat să vorbești cu el. Adică din toată maltratarea pe care el și-o o asupra mea și asupra fraților, Mitali doar de cheie l-a întrebat. Și eu în video nu ți-am spus, uite-te, în, în, primul video, cu conversația noastră, din prima conversație, eu ți-am spus și ce s-a întâmplat în România, capul băgat în oală, bătută cu curoadă, s-a înflat carnea pe mine, picioare date în burtă, în spate, peste tot, frate, ai uitat mai multe jumate. Păi dacă? Într-o seară, până dimineața, a uitat atâtea, frate, scuză-mă. pot să am credere în Mitali? Sau pot eu să cred Că Dumneata ți-ai dat interesul așa cum ar trebui, Mitali, frate, nu ți-l ai dat nici pământește, nici legal. Ce să mai vorbim, duhovnicește, frate? Ai fost un pilat. Uite, așa Un pilat pilaf ai fost. Ai vorbit cu ei numai, dar nu un am picuț că doar. Mm. Frate, cum poți să spui că dacă apelam din prima, m-ai fi ajutat când Dumneatale nici măcar jumătate din ce ori trebuie să-l întrebi, nu l-ai întrebat. Și după ce ai zis că ai uitat și ai zis că ai vrea să... Ei tot și vor să ne împăcăm, adică mi-te arătat tot sucea acolo, ca pe o clătită din aia, când tot 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 vine să zic. Și eu iară ți-am spus, frate, dar nu e ok că el atât am și așa. La care mi tale cumva a aruncat vina pe mine într-un stil arhanghel și de hângerul Gabriel Da, mi dar era mai ușor dacă veneai tu, dacă... Frate, Mitali, nu poți să spui niște cuvinte? Tocmai ce m-ai întrebat în prima conversație, poți să-i spun toate lucrurile astea? Și am spus, da, vă rog, că n-am zis, frate, n-am fost ca a frate, ză, dar nu, zi, da, nu, chiar te rog. Mitali, și ce a făcut? Ca Joana, adică ca tata meu. Ai, ai, apăsat butonul pe Alzheimer temporar ca și din Biblie că s-o culca cu fiicele lui, că doar fiicele spăgâne și păcătoasă că doar nu contează chiar erau mai tinere decât tata lor. Nu. El au a fost de vină că l-au violat pe tată să o ferească. Că doar rot nu a putut să nu bei din vin. El, el a să bea din vin că îți dai seama dacă cineva vine și te întreabă vrei, tu zici da. Bu. Cum mi-a scris mi-a un retardat. Mi-a scris mi un retardat la a doua conversație. Hai bă că-ți dau numele, bă, Morcovus usca care ești. Stai să intru să văd că te-am blocat, că nu îmi consum eu nervii cu... stai mă un pic așa, ca să-i dau și numele, că poate care l cunoaște și măcar să fac un pic de ketchup, așa o laică. Like așa, stai-mă un pic să te e? văd, mă, stai-mă un pic așa. Care ești la care te-am blocat? Adelin Danciu. Cine ești tu, mă, Adelin Danciu? Dăncioc, drojdit care ești. Cine ești tu? Să-mi spui mie că se termină odată că dacă nu o să-mi pară rău și te-am întrebat că ești retardat, prost sau criminal. M-am ameniți cumva, ai zis că nu, că nu mă ameniți, că doar îți pui părerea că totuși videourile mele apar peste tot pe YouTube și ești obligat să te uiți la ele. Măi, cap de căpșun expirat care ești tu ăsta la care ți-am spus numele, hai să-ți spun eu ție ceva. De când până când te obligă YouTube la ce să te uiți? Și scuză-mă, dar n-am știut că YouTube-ul mai nou îmi face atâta reclamă încât eu apar peste tot. Bă, dar peste tot. Te obligă YouTube-ul să te uiți, mă, nenorocitului, Ca să scrii tu mie că, ci, că eu apar peste tot pe YouTube și YouTube-ul mă obligă să mă uit. Să mor tu. Să mor tu, mă, mă... Ai, ah, trebuie să spui și să Așa a fost și Lot. Ăla din Biblie, știți? Păi dacă fratele au și mi-o dat vin, eu trebuie să beau, cum o zis și tâmpiala ăsta de om. Că dacă YouTube îi recomandă, el trebuie să se uite, că neapărat. Mă, tu ai butonul de skip. Bă, de că sau la cum, că nici nu mai țin minte numele care ți l-am Tu ai butonul de skip. Nu poți să dai la Tom Nu poți să dai la Trinitas? Nu poți să te uiți să urmărești cu pedofili? Și cu tăți zumbale ăștia? Nu poți? Neapărat trebuie să la mine? Retar bolnav care ești. No, la fel ai făcut tu, frate, ca și, ca și eu, ca și, auzi, ca și eu, lot. Ți-ai accesat alții, ai mărut temporar, pac. Mi-am adus aminte să întreb numai de cheaie. Nu mi-am adus ce să-i spun din România că, știi, dacă ai fi venit tu era mai ușor. Adică până la urmă, tatăl vine a fost a mea. Frate, vocea lumii tale, evanghelică și duhovnicească și de Sfântul Gavrilă Piedone și ce mai fi el cichicea, nu mă impresionează. Doar atât apreciez că i-ai contactat. Atât. Nimic mai mult. Numai că de mă gândesc bine, nu mai apreciez nici aia, pentru că ai făcut-o, cred că numai așa, să nu mă apuc eu să știi? Dar acum nu vreau să caut în papură, doar atât apreciez faptul că ai contactat. În rest nimic, frate! E ca și cum n-ai fost acolo. Trecem next! De mai mi-aduc aminte ceva de tine, revin înapoi. Mergem la Joana. La Ioan Mărășan. Cum poți, măi omule, îți zic omule ca să nu apelezi la alte cuvinte, cum poți să spui că și cine știi ți ați mai spus voi și nu mi, mie pastor, nici are rost. Cum poți tu să spui că da, recunoști că mi-ai dat cu chea în cap. Trebuie să spui că mi-ai găurit capul, mă, mă. mă. Da, din picioare nu-ți aduce aminte. Dar totuși ți-ai adus aminte că fratele meu a intervenit, că dacă nu mă omorai, pă, mă. Când o interveni fratele meu? Când mi-ai dat cu chea în cap sau când mi-ai dat cu picioare în burtă? Când mi-ai dat cu picioare în burtă? Că tu când mi-ai găurit capul, eu n-am zis nimic. Numai după ce am căzut și mi-ai dat cu picioarele în burtă, am avut tu pe pentru prima dată în viața mea să zic, tată, te rog, nici nu mai știu ce am zis, dar ceva de genul sigur am zis. Te rog, nu mai dacă mă sunt rog, că pe ciclu, te rog, te rog, te rog. Și doar atunci când m-a auzit fratele meu, doar atunci o ieșit. Deci cum să faci că ți aduce aminte că da, într-adevăr, o venit fratele meu să mă salvează. Și după aia am fost clăvită în alt fel, dar lăsăm trei ani, nici mai rău să de asta. Adică tu ți aduci aminte că el o venit, dar nu ți aduci aminte Adică tu, tu, ești normal la cap? Sau stai, te-o învăța vreo amantă de-a ta din București că în cazul în care ajungi în instanță cu mine să te faci să te declar că ești bolnav mental și așa e scutit de pediapsă și bla 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 și nu știu cum? Păi dacă apelezi la tertipuri din astea, vezi că atunci mai ai dreptul în libertate. Știi că un om care se declară bolnav mental, acum depinde și cu ce boală mentală, că un om cu depresie sau anxietate, să nu e ca și cum e un pericol public. Tu însă reprezinți un pericol public. Eu mă mir cum de, surorile mele, că de la frate care e un căluș și jumătate, e un lepădaș și jumătate, care e numai cu terenuri, cu căs, cu alea, revenim noi cu alt video la chestia aia. De la nici mă mai mir, dar sunt două surori care nu înțeleg pentru ce mai apelează cu copiii la voi. Eu una m-aș teme. Eu una m-aș teme să mai duc copiii să lăs pe mâna voastră. m Hai că vă zic acum, surorilor. Hai că nu v-am zis, vă zic acum. Hai că vă zic acum. Voi știți că copiii voșii când erau lăsați acolo, am văzut eu când încă mai vorbeam cu ei până, am terminat de tot cu Joana și Vetuța, mă refer cu părinții mei. Oameni buni, Joana și Vetuța sau Saveta și Ioana, sunt aceiași oameni, da? Îs părinții noștri. Când vă lăsați copii acolo, așa în dopa, mănâncă, că trebuie să că trebuie să termin, că vine mică ta după tine și n-ai mâncat și tu, 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 copilul. Eu nu v-am zis nimic, nu v-am zis nimic, că copilul e forțat să mănânce, că copilul așa, copilul așa, că am zis, dacă lor nu învățătură din minte, că ne-o tratat pe noi și încă și duc la ei, ce treaba am eu să zic? Uite că acum v-am zis. Uite că acum v-am zis. Eu din gesturile alea și din alte chestii am dedus faptul că ei nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat. Vetuța cu un la de reală în ea? Joana, dita mai nici mai rău să zic că ce au cu fix strântă? Nu s au schimbat. Deci tu, Ioan Mureșan, dacă te-a învățat vreo am antățut că de-a ta, de-a nici mă interesează, bravo e dacă ai reușit cu dinastia, dar ai don't Dar dacă ți a învățat vreuna de pe la București, să te faci că ești beteac și ți-aduce aminte și nu ți-aduce aminte, vezi că ești pericol public, n ce să afară, că asta înseamnă că tu te poți duce pe drum, mă mori pe cineva, tu nu ți-aduce aminte, ești nevinovat, du-te bă băiatul și stai într-un ospiciu. Cum poți să spui că nu ți-aduce aminte, dar totuși, știi, tu ai fost ceva mai deștept decât vetuța, dă-mi să felicit, dă-mi să felicit că ai fost ceva mai deștept, tu N-ai mai adăugat măcar, cel puțin Nichite ce mi-a zis pastorul Cornel. Tu măcar ai, ai, fost ceva de genul, că vetuța nu, nu m-a convințat, ea o mai așa adăugat, mă duc eu la imediat. Tu ai fost ceva de genul, da, recunosc, aia, da, nu mi-aduc nici de, de picioare, dacă n am mizut și așa e. Dar noi vrem să ne păcăm, că ne să... Când vreodată stau la masă eu cu criminal? Când vreodată stau la masă cu pedofil, mă, mă, nenorociților, când pot eu să stau la masă? Sau acum vreți să-mi spuneți, Naomi, lasă-ți orgolul cum eu zis unul la comet. Măi, oameni buni, nu confundați orgoliul cu tristețea, supărarea și cu nepărtinirea. Eu nu pot să fiu părtinitoare cu, cu agresori. Eu nu pot. Voi nu știți ce înseamnă suferința asta? suferința fizică, voi nu știți ce înseamnă să fii călcată ca fată în picioare când ești la menstruație și indiferent că eram sau nu câtă timp eram călcată în picioare. Voi nu știți ce înseamnă să ai capul băgat într-o oală cu apă fierbinte, voi nu știți ce înseamnă să vă fie capul băgat într-o oală cu ceapă, că n-aș voi să știți că e călită, nici nu ți se explică, numai să bagă capul, voi nu știți ce înseamnă să fie mămăliga pusă fierbinte pe masă și capul apăsat în mămăliga și când eu mă mir cum de n-am rămas cu cicatrici. Voi nu știți, nu mai confundați că sunt orgolioasă. Ce orgoliu, bă? Bine că la mine știți să-mi dați diagnostic că sunt orgolioasă, că vezi, doamne, ar trebui să mă întâlnesc cu ea acum că s-o recunoscut. Unde s-o recunoscut? Ce o recunoscut? Mă, ce o recunoscut oamenii ăștia doi? Că pastorul o a accesat Alzheimerul ul lor. Nu și-o adus aminte numai de ai să-l întrebe atât. Bine că dacă vetuța cu Ioan erau sinceri, Pastorul nici nu mai trebuia să menționeze fiecare, fiecare crimă, dacă pot să zic așa. Ei, de unii singuri, trebuiau să zică, frate, Doamne, că te-am făcut, că ne au rușine, ne au groază, că ne vine să murim, nu mai știm ce să facem, frate. Ei trebuiau. Dar și David Cornel, ca pastor, trebuia să țină minte ce am zis, că nu e ca și cum i-am zis, frate, știi? Într-o sâmbătă după, după masă, stăteam în bucătărie la o masă roșie cu niște păreți argintii, cu un aragaz de sochere și la un moment dat, la șapte fără zece, mi-o băga capul în oală, frate, nu ți-am spus tâmpenii din astea. Ți-am spus doar că mi-o băga capul în oală cu apă ferbinte, cu ceapă, m au opărit, bla bla bla, adică lucruri care nu ți le-am dat cu timp cu locație ca și cum atâta de mult Ce trebuie să aduci aminte. Nu, frate, eu ți le-am zis sâmbătă dumneavoastră te-ai întâlnit dumneata, ai și uitat de ea, are numai de cheia ți-ai adus aminte. Și când te-am întrebat dacă, dacă i a spus și -a, -a, am uitat, dar știe, totuși vreau să trăiască cu tine și Joana să face că nu și aduce aminte tot. Dar dacă nu om, mi zice, asta e recunoaștere? Asta e recunoaștere? Voi trebuie să așteptați să vină pastorul să vă întrebe. Nu vom ustra conștiința, bă, mă. Uh. Mă, eu și să aveți Măcar când am pus primul video cu pilda mea, nu vă mustrat? Conștiința să mai măcar atunci să spuneți că frate, uite, doamne, și regretăm ce am făcut și bla. Nici atunci! Și nici acum, când ați vorbit cu el. A, ți a adus nu ți-ai adus aminte. Tu vei După ce mai auzit ce am zis pe YouTube, ce ai făcut? Așa, știi? Că mulți oameni au o impresie foarte greșită despre cum e în familia asta, știi? Mulți oameni au impresia că Saveta, săraca rabdă de la eu, nu, și săraca, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, că nu e așa, nu e așa. Și acum o să fac o dezvăluire despre saveta pe care n-a făcut-o în pilda mea, că n-am crezut e cuvinte, pe la zepaj, acum trebuie să o fac pentru că vetuța profită că eu nu zic lucruri și să face că îi albă ca făina aia de la musulman de făcut plăcinte. Nu ești albă, vetuță, nu, no, nu, no, nu. No. Tu ești mai periculoasă decât eu, Mureșan, de ce? Pentru că măcar Joana, măcar el, știi, cumva nu se preface la modul cum te prefaci tu. Deși are o tactică de fara unde n-ai văzut. El zice că uită picioarele pe care mi le-o dat, dar dacă zic eu adevărat, dar totuși știți ce nu uită, mă, omul ăsta? Când se întâlnește cu tineri prin biserică, la care nu-i membru, dar el are scaunul lui, de să pune cineva în locul lui, deci dacă ajunge cineva mai repede la biserică să pune pe scaunul lui, el și asta face de biserică, nu. De el nu e membru. Pastorul nu știe intenția că până nu până nu scrie Ioana, nu știe intenția. Nu, no, nu. No. Uh, când se întâlnește cu tine, le zice, vai, când eram eu de vârsta voastră, vai, când erai tu de vârsta lor, ce? Mă taci. Taci, nu mă fost să zic tot pe YouTube. Adică tu când vorbești cu să te faci că le ții predici, mai mult de atâta, te faci că uiți de picioarele pe care mi le-ai dat atunci în cameră, asta înseamnă că tu uiți și ce și sunt întâmplat în România, că așa te-a învățat cineva, nu știu cine te-a putut învăța chestia asta, și mai mult de atâta, ca să vezi ipocrizie la tine, când îți zic că ai alzamărul rot așa -i. Când te întâlnești cu nepoții tăi care îi felici că nu te mai bagă în seamă, că nu te mai bagă în seamă, le spui, odată o coborât o nepoțică de-a mea. Că nu știu ce ci că ai tu să le aduci lor. Păi, unde ți păi, că el așa face oameni buni. în să-l limit un pic, dar nu prea mea, că are el stilul lui, asta e. Doamne, și ferește mă copcil? Păi, unde ți-o bate Păi, mică ce-o văzut? Dar așa că dar așa Ată dată Altădată coboară nepotul. Și nepotul tuns ca și tinerii. Nu cu creasă și așa, un pic așa, știi, mai nou, că totuși copilul se dezvoltă vrea și eu să-și facă așa o reputație acolo printre oameni, să, să mai uite o furnicuță la el, că doar nu trebuie să te puțulești un pic. Nu? Și copilul era ceva tot stilul meu, dar nu vă imaginați așa, părul mult mai mic aici, da? adică, adică cam cum îl am eu acum aici, la avea el aici, așa aici un picuț așa. Adică îmi dau o numere. Când îl vede, Pai de, păi de Am și uitat și am vrut să stau ajută-l. Mă, Pă așa ești tu creștin? Tu cu două numele? Păi eu când eram de vârsta ta, ce mă când erai de vârsta lui, ce? Mai de mult aveai tu peu să-i spui la o soră de-a mea care acum o felicit pe care asta că nu te mai bagă în seamă. Când intra la tine în casă, ci că ieși afară dacă n-ai venit cu roche și batic. Păi tu vorbești? De chestia asta, tu faci observația asta la oameni când tu, palmarezul tău infracțional, îi atât, bă, îi atât. Interesant că atunci nu uiți ce scrie în Biblie. Atunci nu uiți cum erai tu pe vremea ta, ești deci tu pe vremea ta, erai mai bine, da? Mă atunci nu uiți. Tu uiți numai când. Știi? Tu, tu, tu. Deci tu momentele de acțiunile uiți. Tu ți aduci aminte, Ioan, numai de drame. Știi, numai de sarcasm, numai de povățuiri. Știi, categoria de filme horror, acțiune, nu-ți plac. Că Doamne și ferește, soră și frate, dar nu vă bateți copilași. Că uitați, și în timp ce vorbești cu ei, te faci că mângă subtil, o pisică sau un câine, mai ales când te duci în său, fița să-ți fie du tău. Și te duci și te faci că ei câini și așa de cinga și îi mădărești oamenii care mă cunoști ce vorbesc, că nu mi-e deloc oameni buni. Poate voi credeți că exagerez, nu exagerez deloc. Și, Doamne, dar nu, că nu este bine, trebuie să fii îngrijulit, Andrei. Și uite așa e câte o muțucă, câte un câine și îi plimbă și mereu și le cumpără vitamine. Pămă? atunci nu uiți de nimic? Ai o prefăcătorie în tine, dar alt stil. tu, în schimb, saveta, eu îmi pun gluga, dar n-are rost, că no, nu, nu pot să-mi fac noduri în față, știți? Ca așa ai e mama, da? Cu batic în față, tri noduri? Bine, ăsta nu e așa, că o soră pocăită n-are și să cati cu moțuri așa, după stricteația lor. Nu, trebuie sora, stați un pic așa. Îmi vedeți acum acum, da? Stați da așa. Așa? Nici nu stai, mă, mă, păcătosul e de păstare așa. Trebuie să fie așa, să fie fruntea limpede, așa, doamne. Că dacă îți cade vreo șuviță, e uh -huh, păcat, îi spitești. Mă, și sufocul Și-a cu baticul așa și cu pielea ei catifelată. Pacea Domnului! Mă auziți? Trec pe seoară cu video dacă vreți să vă uitați, dacă nu e prima voastră. Pacea Domnului, frate, ce faceți? Ea nu mânghe animale ca și Joana, știe să faci altfel, știi? Nu, no. no, ce faceți, cum să Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mă auzeți? Nu! No. Și? Ce mâncare vreți să vă fac? E, supă de pini. Pini. Lasă că fac, cum să nu fac, cum să nu fac. ubate vă Și tu, vetuță, adopți alt stil. Ce vreau să le spun la oameni, e că voi amândoi sunteți doi criminali în libertate cu stiluri diferite. Că doar și maniacii, doar nu toți bolnavi la fel. Nu? Nu? Uitați-vă la Gabi Florus și la Caleb Nechifor. Amândoi zic că au cu glanda tiroidă. Vai! Dar parată la fel. Caleb Nechifor zici că e mai lebeniță? Gabi Floruț un fel de conopidă. Când vreodată seamnă conopita cu lebenița? Dar la volum cam, hă? Așa și psihopață. Nu stați la fel. Nu! No. Ioan, într-un fel, s-a vetanat. Mai s-a vetat. Tu ai fost mai dezastru ca Ioan. Știi de ce? Pentru că tu, când m-a sunat pastorul înapoi să-mi zică ce au realizat el, deși nu au realizat nimic, uh, mi-a zis acolo, vă rog frumos să vă uitați oameni buni, că acum n-are rost, că n-are cum să mai zică cineva că mint și să vrea, nu are cum. Am zice pastorul, Că spune sora sa vetă, mama mea. Că? No, noi am încercat să facem tot posibilul. să ajutăm pe toți cu ce am putut și să fim alături de ei, dar nu, no, cât tu accepta și ei. Și când au venit în Irlanda, chiar am încercat tot ce am putut. Și... Uf, știți cum îmi vine să străgam oameni buni? Poate oamenii care sunt din județul la Bistrița Năsău, pe unde mă trag și eu, că nu, no, totuși dialectul și unele cuvinte diferă și, na, că văd și eu când vorbesc cu oameni din Moldova sau ceva, mă uit și dacă înțeleg un sfert. Dar acolo, când mă mai duceam la bunica vara, că cum să stai la bloc, că păgubești, curent alea, alea, du la țară și trage. Nu, probabil. E, mă punea bunica să strâng. Zicea, mă, dragul bunișii, că vezi că vine pasărea mare neagră, se referea la uliu. Când vezi că vine pasărea aia și vrea să vină la găini, tu să străgi, ha, uliu, ha! Așa îmi vine mie să străg acum. Așa, oameni buni, voi cre poate credeți că-s nebună. De eu nu mai pot de nerv, de traci. Mă eu, mă eu. Oameni buni, voi știți ce -i greu -i să mă abțin, să nu sunt poliția. Voi știți ce -i greu -i? să nu sunt poliția. Că pot să o fac. Când îi vă pește cine sunt Așa am venit să strâng. Hauliu, ha, ha tuță! Cum poți să minți? Că ai făcut tot ce ai putut când am venit în Irlanda? Poftim? Poftim? Hai că zic un lucru pe care nu l-am spus, să-ți împrospătezi memoria. Și dacă ai tu peu să minți și după asta, o să dezvălui altele mai grave. Hai că dacă eu am tăcut, în legătură cu tine, ți-ai permis să mușamalizezi. Măcar Joana ăsta, S-a făcut că și-a și nu și-a și aminte, dar totuși dacă nu am zis și eu, e adevărat. Tu, în schimb, ești mai dezastru decât el. Că nu numai că n-ai recunoscut ce trebuia recunoscut și din puținul de Alzheimer care și-l-a adus aminte, pastorul, tu ai mai și inventat că ai avut, să ai dat silința și ai făcut casniță aproape și tot. și ai putut pentru noi. Pa hai să întreb ceva mai femeie bună. Când am avut vârsta de șapte ani aproape, am rămas. Nu m-am întrezit că nu-i mama. pe la 16 ani, după o viață tretă, de rost, ajung în Irlanda. Spune să aveți o mureșan, spune-le oamenilor, dacă ai tu pe eu, cât timp am stat eu cu voi în casă. Cât timp am stat cu voi. Doar câteva zile. Și și alea am stat-o pentru că eu când am ajuns în Irlanda, voi încă stăteați la parc, la Limelaud, în Closila, acolo pe lângă sorta Bodiu, care m-a afară de gât și nici nu recunoaște. În fine. Și eu când am venit, voi stăteați acolo, dar exact în același timp ați luat o altă casă în chirie. La The Park Contestron, în în Ha? Așa. Câteva zile după aia, voi v-ați dus acolo, m-a obligat Joana să stau acolo, eu am fugit, el mă tăbătea. Și eu asta cu voi. În alte cuvinte ca să mă înțeleagă oamenii, de-aia dau atâtea detalii, eu mâncare la tine în casă, femeia n am mâncat. Nu am mâncat. Și atunci, te întreb de față cu toată lumea. Mă, că voi, voi mă obligați să zic. Mă, măcar dacă v-ați ficăit, bă, dar sunteți niște nesâmțâți. Vă faceți voi că noi vrem totuși să ne întâlnim cu oamenii. oameni, nu contează ce reguli pune. Ce să mă întâlnesc cu voi, bă, mincinoșilor? Joana are Alzheimer? tu ai un tupeu de faraoniță în tine să spui că eu am încercat să fac tot ce am putut, să dă. ce ai încercat? Când ți-am spus că mă bătu Joana cu cheia, m-ai învățat să mi la GP, după aia ai spus la pastor David Conel că tu nici nu știi ce s-a întâmplat. Păi, hă? Tu ai încercat să faci tot? Știi ce ai încercat tu să faci? Să le ascunzi. Uite așa. Uite așa. A încercat să ascunzi ce se întâmpla în casă, exact cum fac femeile măritate și maltratate. Le bat bărbață, nu mă refer la tine. Am zis femeile căsătorite care sunt maltratate, le bat bărbață. Le scuipă, le trag de cap, le calcă în picioare. Le violează și totuși, cum să divorțesc că știe lumea? Cum să zică mirușâni? Voi îngropați tătă durerea acolo! câștigați ce din asta? Ce câștigați din asta? Voi n-aveți dreptul la viață? N-aveți dreptul la libertate? Voi trebuie să înghițâți toate astea? Nu vă spune nimeni să-i omorâți? Nu vă îndeamnă nimeni la infracțiuni? Dar eliberați-vă de e. Chiar dacă înseamnă să dormi într-o cameră singură undeva, dar n-ai cum să dormi în același pat cu un om care te maltratează repetate rânduri. Eu nu vorbesc de un singur incident în care poate într-un acces se furești eu deși nu încurajezi nici alea. Eu vorbesc de ani întregi, așa ai făcut tu, vei tu, să ca femeile astea măritate care ascund. Așa ai făcut tu, tu nu ai făcut cum ai zis la David Cornel ieri, nu. Tu n-ai încercat să faci să ne fie bine, nu. Tu te și ai făcut. Pe unul trimiteai la cumpărături, pe altul trimiteai nu știu unde. Pe alții trimiteai la lucru, duce și lucră că trebuie bani. Trebuie colecte să le trimitem, nu știu, pe România. Vedeți voi, în Irlanda să știe că cică mama noastră și bani pe la biserică, pe la frață că nouă. îi trebuie pentru copii. Care pentru copii? Frații mei de mici au lucrat în construcție. Care pentru copii? Ea cerea bani că îi trebuie pentru noi împrumut. La unile de dădea înapoi la nu din câte am înțeles. Dar banii nu erau pentru noi. Era să trimite la femeile ei România. Nasură pomană, nacă, domnul e bun, domnul e mare. Și ce era în de la Și oamenii credeau că ce părinți avem noi, că ca să ne hrănească pe noi. Ce? Să ne hrănești cu ce? Tu ți-ai dat interesul să faci ce ai putut pentru noi, nu? Tu, când eu am ajuns în Irlanda și nu știam nimic, nu știam nici măcar un strop de limba engleză. Eram o fată uscată pe picioare, că măcar eram așa ca acum. Știi să ai un pic așa? Nu? mai trimis cu David, cu fratii meu la micu, și n-ai cum să minți, mai femeie bună că David își aduce aminte și David, dacă minți, ești penal. Deci dacă te întreabă mă, ta după aia, după video ăsta, mă, dragu mea de și tu minți, ești penal. Și nici nu o să mai vorbesc cu tine. De cumva că te-o întrebat și n-ai recunoscut, eu nu mai vorbesc cu tine. Deci nu mai vorbesc cu tine. Ne-ai trimis pe amândoi. Eu cu fratii meu ăsta mic, o că de copil și el. Uscați amândoi, doamne. Eu de 16 ani, de vreo jumate, 14. Ne-ai trimis unde? Ne-ai trimis sânguri în centru. Oameni buni, ca să mă înțelegeți un pic, gândiți-vă că e România. Și gândiți-vă, nu știu, că stați undeva la sat. Bine, nu stăteam în sat în Irlanda, dar cumva era așa mare distanța și cam de așa natură era cumva. Și te -ai trimite într-un sat, direct în București. singur, sângure. Du-te și fă cumpărături. Că trebuie să facem coșarci. Eu cred că și scot cuvântul o nu știu dacă există în Dex. Deci explicativă ne nebunului, dar cred că și scodi acolo, că deja mi se face rău, coșărci. Oameni buni care nu știu ce înseamnă coșărci, că sigur nu se uită numai pentru că la mine. Atunci când vrei să ajuți o soră că naște sau ceva, îi trimiți mâncare și îi zici că o șarcă. Și duceți-vă și cumpărați. Te-o interesa pe tine că eu cu David a fost pricăjit și nici nu știam ce Te-o interesa pe tine că am venit burdușuți cu dita mai plăsile, erau mai grele plăsile decât noi? Eu nu știu cum am ajuns noi acasă. Uh, ne-a plouat în centru. Ne putea răpi cineva. Ne putea răpi cineva. Nu te-a interesat. Ne-ai trimis direct acolo. Dar în Italia ai zis la pasul că ai încercat să faci tot posibilul. Hai să te întreb ceva. Eu n-am stat cu voi. Eu n-am mâncat de la voi. Te întreb pe calea asta. Că măcar dacă aș fi mâncat, ai fi zis, mă, din alocația pe care ai primit-o, normal că nu ți-o dat-o mai cât a copusul, la mâncare să te hrănești. Numai că vedeți voi, eu n-am cu ei. Eu n stat cu ei. Eu m-am dus asta cu frații și surorile mele, unde am răbdat alt calvar. Dar nici nu vreau să menționez despre alea. Alea dă în post, ne lasă-le acolo. Lasă-le acolo. Să aveți tot. Am început să mă duc la școală când am venit în Irlanda. 2 ani zile. Nu știam engleză. Își băteau joc colegii de mine, mă scuipau că nu știam engleză. Stăteam cu dicționarul așa. Nu știu, oameni nu știam engleză. Ce vreți să fac? Nu știu ce. Și atunci îmi promiteam eu mie că de vreodată ajung eu să învăț engleză. Fac și fac multe și fac. Numai că mi milă prin ce am trecut. Și nu ziceam la nimeni nimic. vedeam acasă și spuneam la sora mea bolnavă. Eram transpirată. Oameni buni că veneam eu la școală și știți cum eram transpirată. Normal, un om transpiră cumva aici. Eu acum ați transpirat tăti nervi după ceva vin, eu fac duș, dar eu transpir aici. Oameni buni, mă duceam de la școală, pe jos, era foarte multe mers pe jos. Mă duceam, transpirată, știți, până unde și sora mea, dacă minte, n-are roșu n-are cum să minte, mă duceam transpirată până aici. Atâta eram, de supărată la școală, că eu am vrut la școală, că eu am insistat să mă duc la școală, că de nu. Eram tot în Spania, baby sister, cum să bătrâni. Cu toții că eram o cărătă și bagiocorită la școală. Mă ducem, nu mă obliga nimeni din inițiativa mea. Și ajungeam acasă. Eu, de copilă, de când mă știu așa am fost, nu știu, și nici nu-mi pare rău, asta e. Dar cum v-am spus oamenii buni, dacă tu vezi un om într-o situație, trebuie el să zică că e greu? Tu nu poți să-l întrebi dacă e greu, nu? Ajungeam acasă, istovită, va mară, în fine. Dar nu la casa părinților, că nu să team cu ei, să team cu frații mei. Să vezi tot ce întreb ceva. De ce crezi, Mitalică... Oamenii care m-au văzut atunci în 2007, în perioada 2007-2009. Și după aia când mă văd acum, că acum nici mă mai recunosc. Vai omii ce te-ai îngrășat. De ce crezi, Vitali, că zic așa? Bine, că e proș care zic așa, oricum nici mă interesează. Nu că pentru faptul că mă fac grasă. Păi da, mă, omule bun, tu când m-ai văzut în 2007, 2008, 2009, nu te-ai deranjat să mă întrebi? Mă, copilă, ești bine, aici mă, ca Vorba bine, știi? Nu, tu nu mai ai asta. Dar când sunt un pic mai pufi, tu mă întrebi. Adică tu știi? Trece peste. Și ca și cum aș, aș fi obez, doar supraponderal. De ce crezi că mă întrebau asta și de ce? Pentru că nu că nu era mâncare la frații mei, Poate era. Încă chiar eu găteam mâncare la unul din frații mei și găteam și la lei și așa. Numai că eu mă gâneam să nu consum. Oameni buni, eram colile în față, că doar eu făceam mâncare. Așa cum știam. Dar mă gândeam, mă, cum să știi? Poate nu merit, poate... Atâtea poate în capul meu, că abia dacă mâncam un pic. Eu la școală mă duceam nemâncată, veneam acasă, te-am nemâncată, foarte puțin mâncam. Dar bine că nimeni nu mă întreba din casă, nu ami tu mănânci? Poate nu mă întreba că vedeau e acolo. La școală nu aveam niciun ban. Te întreb, vetuțu, ce ai făcut cu alocația mea timp de 2 ani de zile? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Aici că ai avut grijă din noi. zis ai că ai încercat tot Ce ai făcut și ce ai făcut? Îți zic eu ce ai făcut. Asta ca să mă audă oamenii de la biserică care cred că mama au cerut bani, le-au cerut lor banii împrumut ca să-i facă nouă mâncare. Nu, nu, nu. Banii voștri pe care vi cerem împrumut cu alocația mea și cu alți bani strânși de la frații mei care toți munceau de la vârste mici în construcții, îi strânge și trimitea România la felul de surori de-a ei. Că o sunau și soră să avete, știi? Am un rinichi, mai strâmb, nu-mi trimiți bani. Îi trimite. O suna iară soră, mi s-a îndreptat rinichiul, dar parcă s-a schimbat la culoare. Nu-mi trimiți, iară trimite. Din banii voștri și alocațiile noastre, și cum le mai dădea frații noștri. Deci să vă iasă din minte la oamenii ăștia care vorbiți, că, că ați ajutat-o pe mama cu banii împrumut, că i-ați văzut banii, nu i-ați mai văzut, pentru noi că nu e așa. Ăsta e un mit pe care l-am spart eu acum. Ăsta e un mit. Mă repet, banii voștri, cu alocația mea, cu ce cerea de la frață mei că nu era ză lipsită de, de Sfântul Arhanghel, să nu zică, drag no, dragul mami, cam așa face vetuța. No, dragul mami, n-ai să pui la colecte ceva. Ea nu te întreabă, ai ce mânca? Nu! Nu! Hai să dai un ban la colecte la sura asta. Ai? Și pe mine m întrebat din Asia când am crescut. Da, să te întrebe, știi? ți foame? Da, să te întrebe la modul la care chiar ți foame, nu că să faci că e sună. n am știam tocană de cartofi, vrei și când mă duc lângă tocana de cartofi, în loc să văd un șervețel și o lingură sau furculiță, mă rog, văd un tiang de plicuri, cam de le tradus. Înțelegeți ce zic, da? Înțelegeți. Vetuți a fost bișințară de când De mea și pământul. Deci oamenii ăștia care au compătimit, lăsați prostia deoparte. Ăștia doi, ți doi infractori. Un într-un fel, adoptă steluri diferite, caractere diferite, dacă poți să zic caractere to, ce ai făcut cu alocația mea? Ai dat-o pe la sorta domnică prin Cluj? Ai dat-o pe la nu știu cine, pe la nu știu ce? Oameni buni, eu vă spun sincer, când era mică, bine, un pic mărișoară, cred că pe la 9 ani, cam între vârsta din 9 și 12 ani, cred că am făcut astea, că după aia zis că mi-era rușine să fac, de eu măcar am o scuză, că eram copil. Eu când era mică și era linghișpirt, adică era ispasul înă său, dispasul, nu știu, ori știți ce înseamnă? Mă refer, nu știu cum erau zilele năsăudului și apă vineau lângă și apă lângă lângă era vată, uh, cum îi zice la vată pe băț, știți? Așa, mici. Bine, pe mine nu mă interesa numai vata aia și să mă dau pe mașinuță, știți că băgai fi să știe băgai. Și nu, eu dacă nu aveam bani, îl luam pe fratele meu pe David, să mă scuz fratele meu, asta e. Îl luam pe fratele meu pe David și... Că eram cu strategie. Și cam știam care sunt mai bogătăi de prin biserică, știi? Și apoi ziceam, no, David, uite, hai că mergem la fratele cu tare. Și ce și spune că, cum ar fi, hai să zicem așa, pace frate uh, Marco, Marcu, no, ne o trimis sora Tabita, adică sora noastră bolnavă, dacă vreți să ne ajutați în numele Domnului cu niște bani împrumut până luna viitoare, ca pe înapoi. Și erau care ne dădeau, care aveau și care nu. Când ne duceam, de exemplu, de două ori la un om și vedeam că nu ne dă, știam că nu e bogat, mai că să faci el că e bogat. Și ne ieșea pasența. Că oamenii vineau și se erau banii la sora mea, sora mea le dădea, nu știu cum așa, ne certa, ne pedepsa un pic și noi iară ceream. Dar cumva, bine, eu nu mai vineam cu strategia. Fratele meu cerea și după aia și ne dădeam pe mașinuță și așa. Și numai că ne dădeam noi. Eu făceam cinste la toți. Adică Țin minte că am luat odată și la un frate de-a mea, numai că frate meu, frate meu, tu umiți în continuare, cred că. Eu i-am luat 1100 de euro, eu că am luat 1500, nu știu de ce zice că 1500, că am luat 1100, i-am luat 1100 de euro din dulap, dar cum să văd, că eu când am luat banii ăia, nu zic că am făcut bine, dar am fost mică, măcar e de înțeles, știi? Uh, M-am dus, am schimbat, că știam că e un om în spatele blocului care schimbă valută, am schimbat și și am făcut Am buni de bani M-am dus și am chemat pe toți copii din spatele blocului. I-am invitat la restaurant și așa de bine mă simțăm eu că zic, fai de mine, știi? Ăștia mă ocărău pe mine că eu zic, familie de pocăiesc cu copii mulți și bla bla bla. Și acum și bine mă simțăm eu chim de câteva minute că îi văd că mănâncă pizza și suc plătit de mine. Știi bine, eu știa câți bani furați, dar cumva zic, bă, știi, eu, da, știi, să sunt ei bine, aia care mă vorbim pe mine de rost, să sunt ei bine. După aia mi-am cumpărat un scuter, că era tot felul de vagabos prin Năsăud, și am cumpărat un scuter cu vreo 750 de euro. Și ce am făcut cu scuterul? Eu și cu un coleg de meu de clasă, nu-i dau numele că nu are relevanță, ne-am dus și pe rând, îi duceam pe tăți cu scuterul. Da, cumva am fost copilă. Noi cerem bani împrumut, cu excepția că la frații eu am luat, nu i-am mai cerut împrumut. Noi cerem bani împrumut că eram copii și eram cumva bine. Asta nu e o scuză că să ne fie rușine. Mi-e tare rușine acum. Nu, no, mi-e chiar mi-e rușine. Vă spun sincer că mi-e rușine deși m-am revanșat eu față de cuvârșul și sa, dar acum atât mi-e rușine. Dar le-am zis, mă, nu, îmi pare rău că am fost copil, știi, dar... Eu diplomat, îl trimiteam pe frate, mi pregăteam cu parola, el mereu, bine, cu banii tăi, mi știi? îi dădeam lui, le dădeam și la alții, deci cumva nu că țineam eu pentru mine. De adultă, fiind mamă, fiind cu copii, mai mult o interesa de străini decât de noi. Mai mult o interesa ea când cerea bani împrumut de la frații la biserică și de la surori și când îi spunea și nouă în caz dacă avem de dat ceva, era o femeie în toată vârsta, nu ca mine, un copil care cer bani că mă duc mă dau pe lângă nu? Și măcar dacă cerea pentru o cauză, cum ne zicea n-au în cas, nu ne spunea clar, dați și bani pentru soraia. E de la frața la biserică nu le spunea așa, spunea că ne trebuie bani pentru copii, că să le cumpărăm mâncare. Care e că la noi toți ți lucrat? Să o care? Toți au muncit. Nu au muncit Soso? Nu au muncit Cristi? Nu au muncit ceilalți? Ioneluț? Nu au muncit? Uită-te la palmele lor. Oare din palmele lor Oare la câtă lume le-a trimis bani? Nu Nu? Căluș? PSD? Nu muncit, muncit? David Duc? Bine, mă refeream la sosul la Ionel și la Cristi, că erau mai mari atunci și chiar muceau. Nu am muncit? Interesant, mă. Mă interesa, nu pe ei îi trimitea și la cumpărături când vineau de la lucru și cu coșărci. Erau istoviți și ți ardea numai de coșărci. Nu? Când era mâncare pentru ei să le-o gătești, o lungeai. La surori fai cu bulbuci, gălușcuțile să fie așa grasă ca și bicepsul meu. Nu o las că mi și lungit, adică lor, că eu n cu tine. Tu i-ai spus la fratele pasă la Cornel că tu ți-ai dat silința să fie tot ok? Cu ce? Cu ce? Că nici măcar n-am stat în casă la tine să mănânc, eram atâta de slavă. Că mi-era greau să se la frații mei, că mă gândeam că nu merit și nu mâncam și eram înfometată. Ha? Eram subnutrită și malnutrită. Așa era. Și nu am zis la nimeni nimic. La nimeni nimic. Nu mă opreau frață să nu mănânc. Ei nici nu știau, cred că, că nu mănânc, habar n-am. Dar eu cumva că simțeam că nu merg nici, mă atingeam de oră. Dar tu nu-ți puteai face datoria față de mine, ca mamă. Că tu știai că eu n-am cu voi din cauza lui Ioan Mureșan. Nu puteai măcar să dai un telefon. Dragul mamei, ai mâncat? Ești bine? Ai nevoie de niște bănuți la școală, măcar de un euro într-o zi. Să-ți cumpere și tu porți de cartof cum își cumpărați copii acolo, știi? Că în spate la școală la voi, ia și un magazin unde se vinde chips cu un euro. Sau să ai trag cu mami măcar de un snack, că știi, nu îți dau din banii mei, dar e alocația ta. Și am să-ți dau dacă vrei. Poți să-ți dau și 2 euro, dar un euro sper că-ți ajunge, că e mai greuț. Vrei să vin să-ți aduc? M-ai întrebat vreodată așa ceva? Mai ai sunat vreodată să mă întreb dacă am mâncat? Cu toate că eram la frații mei, tu ca mamă trebuia să mă suni. Sau să vii să te interesezi, acum să vii era prea mult cu să de deplasezi, nu? Să mă suni. Pe mine nu. De mine nu aveai timp. De noi nu aveai timp, așa cum ai mințit pe pastor. Aveai timp de surorile cu coșar, cu tașanită, stai la telefon și te faci mâncare. bișniță reală faci. Bișniță reală faci. Să te ferească Dumnezeu. Să mințești mai mult decât ai mințit până acum, că o să zic și alte lucruri. Oprește-te, femeie, și nu mai minți să spui că ai încercat să-i rândi că nu, ne-ai slăvit cum ai putut. Ne-ai sclăvit. Tu într-un fel și Joana ne-a maltratat. În alt fel. Terminați să vă mai prefaceți că vreți să vă întâlniți cu mine, să vorbiți că eu nu, eu nu, stau cu criminal la masă. Și să le fie rușine fraților mei care, când vorbesc cu mine, unii din ei, da, nu ai dreptate, da, dar când vorbiți cu ei, vă schimbați. Să vă fie rușine și vă știți voi. Vă știți voi. Și când vă zic, bă, dar cum pot să fie așa prefăcut? Voi spuneți, da, pă, bă, Naomi, am vrei și tu să fac să-i urăsc? V-am zis eu să-i urâți? V-am zis eu să-i urâți? V-am zis eu să-i bateți? Să-i maltratați? Nu! Tot ceea ce v-am cerut e măcar o în viață să le spuneți în față că o greșit și să le spuneți exact cum a făcut eu pe YouTube, dar să le spuneți doar personal. Nici măcar curajul ăsta n-ați avut să faceți să le spuneți de ce. De ce? Cu ce mă ajută pe mine? Când vorbiți cu mine, da, nu am mea e dreptate, da. Și voi nu sunteți în stare să le spuneți în față. De ce? De ce sunteți prefăcuți, frații mei și surorile mele? Mă refer acum cu ce cu care vorbesc. De ce? De ce? Până la urmă voi sunteți creștini penticostali. Așa vă îndeamnă Biblia? Așa? Pentru că voi tăcând și ne spunându-le măcar, complotați. Și pentru că nimeni nu i-a zis la Vetuța, nimeni nu i-a zis la Ioana ăsta, la Ioan, pentru că nimeni nu le-a zis nimic. Au continuat abuzurile, O continuat toate coșările astea de 50 de 100 de ani, au continuat toate lucrurile astea reale în spate, pentru că lor nu le au fost rușine. Nu le-a bătut nimeni obrazul, copiii nu le-au spus nimic, lasă că e bine sora să vete plăpând așa blânduca oiță care e, vai fratele Ioan, cel mai frumos și înțelep, mai înțelept ca Solomon, mă, eu mă tăgânesc dacă-s copilul vostru. Trebuie să mă duc să fac un test ADN. Eu am impresia că voi v-ați folosit de exemplu la cu Solomon din Biblie, când au zis că cel mai înțelept om de pe timpul alea era Solomon. Și s-au dus două femei și se băteau pentru un copil. Ba e a meu, alta că ba că nu e a meu. Și se au o două mame pentru un copil. Și Solomon nu trebuie să decide, dar cine e. Eu. eu cred că voi ați făcut așa. Și ați zis. Te-ai dus vetuță și ai născut. Sau nu știu dacă ai născut. Și mi fi văzută tu la o femeie. Aia durmea. Ai schimbat cărucioarele sau poate nici nu mai trazi de la sân. Hai că asta e a mea, hai că asta e a mea. Trebuie să-mi fac un test ADN să văd, să văd dacă s-a voastră și dacă s-a voastră. Eu vă reneg. eu vă reneg. Cei care lăsați comentarii aiurea la video asta, vă electrocutez direct. Frații și surorile mele care au tupeu, ăștia cu care încă mai vorbesc, să mă contrazică cu ceva, dacă vreți să mă criticați, nicio problemă. Dar nu veniți cu minciuni, nu cu neadevăruri că știm destul de bine cum e în spate. Nu mai acoperiți. Nu mai faceți ca animalele și acoperiți rahatul. Pe animalele înțeleg că o fac din bun sens, Că rahatul trebuie acoperit. Dar faptele rele nu. Faptele reale nu. Nu cumva să aveți tu pe eu să veniți să mă întrebați, nu cum ai putut să spui că de mă nervați, o să zic mai multe. Și apă să mă interesează pe mine, de reputația voastră sau că unii dintre voi mă amenințați că mă murit? Nu mă refer acum la cei cu care vorbesc. Nu, la ceilalți, că altă tură cu care nu vorbesc. Și jumătate din cu care nu vorbesc mă amenință. Ceilalți, ca și cum bă, n-au mi dusă cu capul, vezi, Doamne, de parcă nu e adevărat ce spun, știi? Aveți grijă și nu mă nervați. Să aveți o, -o mureșan, sunteți niște lepădați, niște micinoși. Uh, unul se maschează care are Alzheimer, alta e reală pe la spate, n-ai văzut-o, încerca să facă tot, nu a făcut nimic, doar ne Și tu, frate pastor, știi ce îți doresc? Să citești poezia, pastorul David Cohen, să citești poezia Oare -o scrisă. scris-o? Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună. Ne deranjează Naomi, dar în continuare noi să avem noapte bună. La revedere!